De luni 7 februarie se va prelungi cu certitudine starea de alertă pentru încă 30 de zile, adică până 9 martie. În actul înaintat către guvern de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru prelungirea stării de alertă, se propune eliminarea prezentării certificatului verde la intrarea în marile magazine, aceasta fiind singura modificare majoră, rămânând în continuare obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile închise. Ar fi ceva modificări față de actualele prevederi? Da, se discută accesul în magazinele mari fără certificatul verde și în același timp să se respecte acea distanțare și acea suprafață de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană care accesează aceste magazine mari. Cred că vor rămâne și măsurile de purtare a măștii în spațiile închise și tot ceea ce trebuie să respectăm, pentru că încă suntem în faza în care avem foarte multe cazuri și incidența este destul de mare atât la nivelul județului cât și la nivelul de țară. Pe de altă parte, este posibil ca de luni să nu mai fie obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile deschise, chiar dacă incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 continuă să rămână ridicată. Această informație este vehiculată de ceva vreme în spațiul public, iar prefectul de Hunedoara, Călin Marian, nu a confirmat-o, dar nici nu a infirmat-o. În spații deschise va mai fi obligatorie purtarea măștii? Vom vedea în momentul în care vor apărea normele pe stare de alertă și vom face Comitetul Județean de Situații de Urgență pentru a fi aprobate, iar apoi le vom disemina public către populație. Astăzi, 4 februarie, rata de incidență cu COVID-19 în județul Hunedoara a ajuns la 14,71 la 1000 de locuitori, aceasta fiind în continuă creștere din 28 decembrie anul trecut. De asemenea, a crescut și gradul de ocupare al paturilor COVID din spitale, aceasta fiind astăzi de 46,07%, în vreme ce ieri era de 36,66%. În județ sunt 63 de localități în zona roșie, cu medie de infectare de peste 3 la 1000, respectiv Bănița, Lăpugiu de Jos și Lelese, în cea galbenă de sub 2 la 1000, iar în comunele Balșa, Bătrâna și Blăjeni nu sunt raportate cazuri de COVID-19.